Ciao! Pentru această rețetă aveți nevoie de foi de foietaș subțiri. Trebuie să le tăiați pătrățel, un pătrățel. Ungem o tavă de brioșe cu unt. Fiecare pătrățel de foietaș îl pudrăm cu zahăr pudră și îl așezăm frumos în tava de brioșe. Repetăm. Fiecare foaie o pudrăm cu zahăr și așezăm deasupra. Atenție, colțurile trebuie să fie diferit de celelalte. Avem în total 4 foi. Vedeți ce frumos arată. Sunt foarte drăguțe, le vom pune la cuptor.